Slăvim pe Dumnezeu și pentru ziua aceasta. Pentru că suntem în casa lui Dumnezeu. Joia trecută spuneam, pentru cei care n-ați fost aici, că slujitorul lui Dumnezeu, liderul unei biserici, trebuie să fie ca un general de armată. Indiferent că e doborât, indiferent că e supărat, că e întristat, el trebuie să fie în fruntea poporului. Și m-am gândit și la o întâmplare unde, după ce a murit prințesa Angliei, Diana, au rămas cei doi copii mici. Și îngrijitoarea lor, după ploaie, a ieșit cu ei prin curtea palatului. Numai că ei copii, alergând, au ajuns până la gard. Gardul care înconjura palatul regal. Și acolo au văzut niște copilași ai străzii, care era așa o grămadă de pământ și mai departe, la un metru, era o baltă ploasă, un lăcușor mic. Și copiii aceștia ai străzii se urcau pe grămada de pământ și săreau în bătoaca aceea. Și se făceau, vă dați seama. Iar se urcau, iar săreau în bătoacă. Copiii fiind și fiii ei care au rămas cu această îngrijitoare, i-a zis, te rugăm frumos, lasă-ne și pe noi. Lasă-ne și pe noi să ieșim afară și să ne urcăm și noi. Numai că ea a spus, voi nu puteți. Voi sunteți fii de regi. Și indiferent de cum lumea din jurul nostru consideră sau petrec această zi din an ultima, noi suntem fii de regi. Și noi trebuie să stăm în prezența regiului nostru. Și nu este altcineva decât Iisus Hristos și reprezentă aici. Slăviți să fie numele Domnului. Azi dimineață n-aș fi putut să vin, nici nu mă gândeam că am să mă trezesc sau să mă scol, de vreo două zile sunt un pic amrăcit, dar m-am gândit la lucrul acesta, că noi trebuie să fim aici. Când am zis că vom face biserica și dimineața și seara, în ultima zi din an, au ajuns la urechea mea niște voci zicând, păi, nu o să vină prea mulți. Vreau să vă spun că ați venit prea mulți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și de aceea în ziua aceasta glorific pe Dumnezeu pentru harul care mi l-a dat. Așa cum spunea și fratele Mingo, e un frate de-al nostru din România, Razian îl cheamă, nu s-a mai trezit. Și noi avem harul de la Dumnezeu în dimineața aceasta să fim în viață și să fim lângă cei dragi ai noștri, dar și pentru lucrul acesta îl slăvim pe Dumnezeu. Amin. Dacă ar fi după mine, vă spun sincer, cu aceste cuvinte a spune amin, ca să se încheie slujba din ziua aceasta. După ce ne-am bucurat atât de frumos, după ce s-a cântat atât de frumos, după ce s-au recitat versuri minunate, am auzit aici poezii care le-am dat valoare mai mare decât poate predica mea din ziua aceasta, și n-aș vrea ca să stric ceva, adică să vă stric bucuria după ce ne-am bucurat și după ce... Dar am venit măcar pentru motivația, chiar dacă am fost bolnav și ziceam că nu o să ajung, zic, mă duc în fața poporului, măcar să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Am fost foarte atent la cântările care s-au cântat și frații noștri au cântat o cântare în limba maternă, în limba noastră țigănească,
și spunea Adonau lei Iisusos, care nu înseamnă altceva decât tălmăcit în numele lui Iisus. Și ei cântau Adonau lei Iisusos cu amegeas angre. Asta înseamnă că noi numai și numai în numele lui Iisus mergem înainte. Spuneau că Adonau lei Iisusos cu niperastele, ceea ce înseamnă cu Iisus alături de noi și în numele Lui, noi nu cădem jos. Și noi rămânem în picioare, măriți să fie numele Lui. Al treilea vers ziceau, Adonau lei Iisusos cu ameseam gate, care înseamnă în numele Lui Iisus, noi suntem aici, măriți să fie El. Și ultimul vers care ei cântau spunea Adonau lei Iisusos cu amegeas angre, care înseamnă că în numele lui Iisus Hristos și în numele Lui și numai în numele Lui noi mergem înainte, măriți să fie numele Domnului. Au mai cântat o cântare Ele cu tine. Și ziceau că și va fi cu tine în orice vreme. Și faptul că suntem aici în ultima zi din anul 2017 este datorită că Dumnezeu și-a ținut promisiunea unde zice în Evanghelia lui Matei, capitolul 28, cu versetul 20, și iată că eu sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Și Dumnezeu îți ține promisiunea, măriți să fie Domnul. Să nu vă așteptați la o predică astăzi. Aș vrea în mod deosebit să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Pentru fiecare. Și pentru cei care au fost de la început, când s-a început biserica aceasta. Dar aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu și pentru fratele Victoraș și sora Beatrice, care s-au înscris ultima dată ca și membri ai Bisericii Filadelfia și zic că Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Când am început lucrarea în locul acesta, eram vreo 40. Acum, cu ajutorul Domnului, am depășit 100 și... Dar și pentru lucrul ăsta îl mărim pe Dumnezeu. Amin. Și personal vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. A fost un an binecuvântat. Pentru fiecare, în primul rând, niciunul dintre noi, nici din părinții noștri, nici din cei din casa noastră, nu s-au dus la cele veșnice. Și Domnul a mai dat un an de îndurare. Și anul acesta aș putea să-l socotesc anul 2017 ca și un an al îndurării lui Dumnezeu. Ba din contră, ne-a făcut Dumnezeu atâtea bucurii în anul acesta. Am botezat în biserica aceasta 34 de membri. 34 de suflete l-au primit pe Iisus. Mărit să fie Domnul! Amin. Au fost binecuvântări de copii. Am stat și am slujit înaintea lui Dumnezeu cu toată biserica, cu toți voi care sunteți aici și vreau să-i mulțumesc Domnului că ne-a dat această posibilitate. Sunt aici părinți care Dumnezeu le-a trimis un dar, câte un copil. Sunt aici. Sunt aici bunici. Știu o bunică care a venit din Republica Moldova. Când s-a născut nepoțica ei, a luat-o în braț. Și cred că a fost o mare bucurie pentru el. Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii. Amin. Sunt aici surori care anul trecut slujeau în alte biserici și aveau responsabilitate, se ocupau de copii în bisericile italienilor. Și Dumnezeu i-a cercetat și au venit aici. Au renunțat la slujba din bisericile italiene,
au venit aici și Dumnezeu i-a binecuvântat, cercetând inima fetelor, copiilor lor, că l-au primit pe Iisus Hristos și slujesc copiii acum pe Dumnezeu. Amin. Măriți să fie numele Domnului. De aceea, la sfârșit de an, dacă vreți, nu-i decât un bilanț. E un bilanț în care mai e puțin din ziua aceasta, 31 decembrie 2017, în care se va închide registrul cu anul acesta. Și de mâine se va deschide o altă filă. Dar am putea spune și noi cum a spus Samuel, când a pus piatra aceea, numind-o ca o piatră de ajutor, Ebenezer, până aici, Dumnezeu a fost, este și va fi cu noi în veci de veci. Și-l mărim pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Noi știm că nu cunoaștem ce ne va aduce anul 2018. Nu vom cunoaște. Și nu știm. Dar știe cineva. Acela este Dumnezeu. Și dacă tu nu știi și eu nu știu, El deja ne dezvăluie prin cuvântul Său ce gânduri are El cu noi, cu fiecare de aici. Și de Ieremia 29:11, cuvântul Domnului spune că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Cu privire la tine, biserica din Monza, Filadelfia. Și auziți ce zice Domnul. Gânduri de pace. Mă rog ca pacea lui Dumnezeu să domnească peste orice suflet din locul acesta. Pacea lui Dumnezeu să domnească peste orice familie din locul acesta. Amin. Și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și joia, și marța, și duminică. Și auziți, și veți pleca din locul acesta. După ce îl vom chema. Mă veți ruga și vă voi asculta. Să ascultă Dumnezeu în anul 2018. Orice rugăciune a mamelor, orice rugăciune a copiilor care mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru părinții lor. Și să ascultă Dumnezeu rugăciunea tuturor de aici. Și au zis, mă veți căuta și mă veți găsi. Nu-i minunat? Mulți oameni îl caută pe Dumnezeu în anumite locuri. N-au trecut decât câteva zile de când s-a sărbătorit nașterea Domnului și mulți oameni s-au dus să-L caute la Iezla din Betleem. Au plătit bani. Dar îl slăvim pe Dumnezeu pentru că El este cu noi și este în inima noastră. Și El spune, mă veți căuta și mă veți găsi. Observați câte lucruri bune are Dumnezeu pentru noi pentru anul 2018. Dar în urma acestor lucruri bune pe care le are Dumnezeu pentru noi, are și El o singură condiție. Mă veți căuta și mă veți găsi. Și condiția. Dacă mă veți căuta cu toată inima, zic, Doamne ajută la lucrul acesta. Amin. Măriți să fie numele Domnului. Amin. De aceea, frații mei, surorile mele, îi dăm slavă lui Dumnezeu că a fost Domnul cu noi. Spuneam că se închide o pagină. Anul 2017 poate că s-a închis o pagină în familia ta. Dar vreau să spun în anul 2018. Deschide Domnul o altă pagină. Și în pagina aceasta să fie scrise numai lucruri bune pentru tine, casa ta, copiii tăi și familia ta. Și zic ca Dumnezeu să facă lucrul acesta. Amin. Acum câteva cuvinte, că frații au cântat despre un grădinar. Și noi am citit din Luca 13 despre pilda acestui
smochin neroditor. În primul rând am vrea să înțelegem că pilda care o spune Domnul îl aduce mai întâi de toate. În prim plan pe Dumnezeu ca stăpân, trăiască numele Lui veci de veci. De fiecare dată când Domnul a vorbit, n-a făcut altceva decât l-a proslăvit pe Dumnezeu. De fiecare dată când vorbea despre El, toată slava i-o dătea Lui. A ajuns Domnul Iisus să zică până acolo că cine vă va primi pe voi, mă va primi pe mine. Și nu numai atât. Îl va primi și pe Cel ce m-a trimis, adică pe Dumnezeu. Și când Domnul vorbește în această pildă, în primul plan, ne-l aduce pe Dumnezeu ca și stăpân al vie. Și pe om, dacă vreți, pe cel credincios, îl aduce ca un pom, ca un smochin. Dar auziți, în Noul Testament, Biblia vorbește de doi smochini. Unul care este la marginea drumului și unul care este în mijlocul vie. Pentru cel de la marginea drumului, sentința deja e dată. Aduceți-vă aminte, s-a dus Domnul la el și n-a găsit frug. Și sentința a fost dată, judecata a fost pronunțată, zicându-i în veci să nu mai faci frug. Și spune că acel smochin de la marginea drumului s-a uscat în dat. Dar noi nu suntem la margine, nu suntem în lume, dacă vreți. Ci ne-a așezat Dumnezeu pe noi în via Sa. Măriți să fie numele Domnului pentru lucrul acesta. Aș vrea să vorbesc de câteva particularități al acestui smochin. În primul rând, smochinul este primul pom, rod. Un al doilea lucru care vrem să vorbim, nemulțumirea stăpânului. Smochinul a fost pus în vie să facă rod. Și ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu nu se mulțumește numai cu faptul că tu ești în biserică. Frunze. Nu se mulțumește Dumnezeu că tu ești nelipsit din casa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, când ne-a așezat pe fiecare locul acesta, ne-a așezat cu scopul să aducem rod și zic, Doamne, ajută-ne de lucrul acesta. În primul rând, problema smochinului nu este comiterea. Asta înseamnă existența la niște lucruri minore în viața ta. Și problema smochinului era omiterea. Și ce înseamnă omitere? Neimplicare. Adică vii de 2 ani, vii de 5 ani, vii de 10 ani, vii de un an, zic, și când a trebuit să faci și tu ceva sau poate că frații au cerut ceva, un ajutor. Neimplicare. Asta înseamnă omiterea. Pasivitate. Vin în casa Domnului, mă așez pe scaunul meu acolo și sunt pasiv. Dumnezeu nu vrea astfel de, dacă vreți, smochini. Dumnezeu vrea să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să avem pasiune pentru Dumnezeu. Amin. Nu zice niciodată se poate face și fără mine. Am auzit o întâmplare că a zis-o cineva când frații îl chema, frate, avem de lucru la biserică. El mereu se justifica zicând, lasă frate că se poate și fără mine. Când era chemat la repetiție, la cor și în orice lucru, el zicea, se poate și fără mine. Numai că Dumnezeu i-a dat un vis într-o noapte. Și spune că în visul acesta toată biserica, mireasa lui Hristos, era
răpită la cer. Și el de undeva striga disperat: Doamne, te-am slujit de ani de zile, m-am pocăit, am botezul de atâția ani și mă las jos. Și spune că o voce i-a răspuns din cer: în cer se poate și fără tine. Domnul să se îndură de noi. Amin. Observați diferența între un pom și un copac. Și care este, frații mei? Copacul acesta arată frumos, înalt, are și o coroană bine frumoasă, bine crescută, dacă vreți. Numai că diferența între un pom și un copac este că pomul face roade. Slăviți să fie Domnul! Amin. Și Dumnezeu astăzi nu ne-a făcut copaci. Ar fi putut Dumnezeu să ne facă palmieri. Frumos, arătăm frumos, avem dicție, să prezentăm ceva. Frumos, exterior. Dar Dumnezeu ne-a făcut pom, tocmai pentru aceasta, ca să putem să aducem rod și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Ce rod dorește Dumnezeu de la noi? Și vreau să vă citesc despre rodul care îl dorește Dumnezeu de la noi. În primul rând, Dumnezeu vrea ca roadele noastre să fie, rodul nostru să fie roadele din Scriptură. Și așa cum știți că în Galateni, capitolul 5 cu versetul 22, spune că roada Duhului este dragoste, este bucuria, este pacea, este de lungă răbdare, este bunătatea, este facerea de bine, este credincioșia, este blândețea, înfrânarea poftelor. Auziți ce rod? Și poate n-ai avut dragoste. S-ar fi putut anul 2017 să ai bunătate. Dar dacă n-ai avut nici bunătate, nici măcar bucuria de a veni în casa lui Dumnezeu n-ai putut să o îndeplinești. Și poate că te-ai bucurat. Dar Dumnezeu vrea de la noi să fim plânzi. Nu știm câți de aici, anul 2007, nu ne-am ieșit așa un pic din papuci, cum spune românul. Și n-am fost plâns. Dar zic ca Dumnezeu să se îndură de noi. Observați, vrea Dumnezeu de la noi roada Duhului Sfânt. M-am gândit de ce al treilea an a venit Dumnezeu. De ce după 3 ani a venit stăpânul acesta la acel smochin? El știa de el. Cum știe Dumnezeu și de tine că ești aici și că ai frecventat biserica aceasta. În primul rând, în Levitic, capitolul 19, era scris lucrul acesta. Când veți ajunge în țara pe care v-a promis-o Dumnezeu, din orice lucru veți planta, să nu mâncați 3 ani. Considerând că ar fi cum sunt oamenii tăiați împrejur, dar al 4-lea an să mâncați și să lăudați pe Domnul. Mă auziți? Dumnezeu vrea să fim lauda Lui. Te vrea Dumnezeu să fii lauda Lui, să-L lauzi pe Dumnezeu. De ce numai după 3 ani? A trimis Dumnezeu la poporul său Israel, pe fiul său. 3 ani de zile le-a tot vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Și n-a găsit rod. De aceea Domnul, dacă vreți, smochinul acesta simbolizând și poporul Israel, că Domnul Iisus Hristos le-a predicat 3 ani de zile pe pământ și n-a găsit rod în ei. De aceea zic ca Dumnezeu să facă din noi niște credincioși, niște oameni care să aducem rod pentru Dumnezeu. Și al treilea lucru care vreau să vorbesc este despre acțiunea grădinarului. S-a cântat, v-am zis, de aici s-a inspirat. Observați, când Dumnezeu pronunță sentința, taie, intervine cineva. Și acela este Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. Amin. Și când apare El, auzi ce face primul lucru.
mijlocește pentru tine. Dacă n-ar fi fost intervenția lui Iisus, intervenția grădinarului în familia ta, în viața ta, în viața copiilor tăi, de mult Dumnezeu dăduse sentința pentru fiecare din locul acesta. Dar mărit să fie Iisus Hristos. Că l-a văzut Ștefan stând în picioare și mijlocind la Tatăl pentru fiecare dintre noi din locul acesta. Și glorificăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Sentința era deja dată și când sentința este să se împlinească, apare Iisus Hristos. Mă rog ca El să fie în continuare în viața noastră și să mijlocească în continuare. Dar haideți și noi să aducem roadă. Păcat și ceea ce am rămas un pic surprins. Că până nici grădinarul, adică Iisus Hristos, nu dă garanția stăpânului că după ce se va ocupa El personal de El, se poate schimba ceva. Va aduce rod. Cred că de multe ori Domnul a așteptat de la mine și poate că a așteptat și de la tine. În intervenția sa s-a îngrijit Domnul special de mine. În anul acesta 2017 nu mi-a lipsit pâinea de pe masă. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Grădinarul l-a mijlocit înaintea ta. Mai lasă ta. Anul acesta ne-a ferit Dumnezeu pe fiecare să stăm o lună măcar în spital. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Intervenția grădinarului zicând eu mă ocup de el personal. Și anul acesta de asemenea ar fi putut să-i se întâmplă orice lucru rău. Dar datorită acestei intervenții, dar auziți, nici grădinarul nu dă siguranță că va aduce rod. Și ce spune grădinarul? Poate. Așa am citit din Luca 13. Am să mă îngrijesc eu de el. Și auziți, nu spune că se va schimba ceva în el și va aduce rod. Poate. Iisus Hristos nu obligă pe nimeni. Dar cred că după toate bucurile care ni le-a făcut El nouă, să facem și noi bucuria aceasta în 2018, să poată să spună înaintea Tatălui, vezi Tată, dacă îl tăia, poate că nu-ți mai aducea laudă astăzi. Pentru că nu morții îl laudă pe Dumnezeu. Haideți să facem câteva lucruri. Eu nu vă spun, pentru că fiecare din locul acesta sunteți conștienți ceea ce n-ați făcut din ceea ce ar fi dorit Iisus pentru fiecare din locul acesta. Nici nu vă provoc la un angajament. Dar auziți, de dragul acestui grădinar, ceea ce tu n-ai făcut în 2017, poți să faci în 2018. Un lucru care vreau să-l mai spun, intervenția grădinarului. Dacă vreți, îngrijirea specială pe care s-a ocupat el în anul acesta de noi. Nu anulează, auziți, nu anulează decizia stăpânului. Domnul n-a zis, grădinarul acesta, n-a zis, am să mă ocup personal de el și după aceea să-l ierți. El spune, după ce îi voi mai cerceta inima, după ce eu îi mai pune gunoi, fraților, știți ce înseamnă gunoiul? Bonificul ăla care a fost dat ție pe luna lui decembrie. În plus, auziți, în plus de ceea ce tu ai lucrat. S-a dat un bonific, indiferent de care a fost valoarea lui. Înseamnă gunoiul lui Dumnezeu. Sănătatea, casa, mașina, ăștia sunt gunoi. Apostolul Pavel toate aceste lucruri le consideră gunoaie pentru ce? Cu care scopul? Ca să-L câștigăm pe Hristos.
Dar Domnul s-a îngrijit de noi. Știți ce înseamnă? Haideți să vă mai vorbim câteva lucruri și după aceea cu ajutorul Domnului să încheie. Ce alt rod mai vrea Dumnezeu de la noi? În primul rând, marea poruncă al Domnului Iisus Hristos care ne-a fost dată. Și lucrul acesta este scris în Evanghelia lui Matei, capitolul 22, de la versetul 37-39. Marea poruncă nu este altceva decât să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Ăsta e rodul care vrea Dumnezeu de la noi în 2018. Să-L iubim pe El cu toată inima, nu cu inima împărțită. Cu toată puterea noastră, cu tot cugetul nostru. Și pe frații noștri, pe aproapele nostru, să iubim ca pe noi înșine, că nu am făcut fraților. Și ce am făcut noi? Vreau să mai citesc, acum vine în minte și lucrul acesta. În Psalmul 50, de la versetul 21, iată ce ai făcut. Și citim de la versetul 17. Tu urăști mustrările. Este cineva aici care atunci când a mai fost mustrat a urât lucrul acest? Pe când mustrarea care ai făcut-o a fost pentru îndreptarea ta. Și Biblia spune, iată ce ai făcut. Tu urăști mustrările. Și arunci cuvintele mele înapoi a ta. De câte ori ți-a vorbit ție Dumnezeu în locul acesta? Și ce ai făcut? Cum ai ieșit afară? Ai aruncat cuvintele Domnului înapoi a ta. Dacă vezi un hoț, te unești cu el. Auzi, de multe ori, pocăiți, știți ce fac? Fac listă hoților. Adun și mie aia, adun și mie aia, justificându-se, dar eu îi dau banii pe el. Asta ai făcut în anul 2017. Te-ai unit cu hoții. Te-ai unit cu preacurvarii, cu oamenii din lume. Sunt prietenii tăi. Îi vizitezi. Te duci la ei. Te simți bine cu ei, cei de afară. Tu nu te simți bine cu frații în biserică, nu te simți. Tu dacă vii aici, ești gata să observi ce s-a mai întâmplat rău. Ca să ai ce să spui la aia când te întâlnești cu ei. Asta ai făcut anul 2007. Cui vorbește Domnul aici? Celor de afară, nepocăiților sau pocăiților? Pocăiților vorbesc. Asta, tu-ți faci prieteni pe oamenii din lume. Te duci și vorbești, îți pierzi orele cu ei. Când te pune pe genunchi, după aia vrea să te rogi o oră. Nu se poate. Când ai citit din Biblie, ai vrea să citești 5 capitole. Nu se poate. Asta ai făcut. Dai drumul la gurii la rău. Dai drumul gurii la rău. O, Doamne, îndură-te de noi. De câte ori în anul 2017 nu s-a întâmplat cu tine și lucrul acesta? Și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Asta ai făcut. Și auziți, clevetești pe fiul mamei tale. Dacă cineva din locul acesta a făcut lucrul acesta, este clipa să zicem, Doamne, ai milă de noi. Amin. Doamne, iartă-ne. Amin. Că am fi trebuit să fim tăiați în anul 2007 pentru că am călcat cuvântul tău care tu și noi l-am făcut. Dar lăuda să fie Domnul că intervine grădinar. Aș vrea să închei cu niște cantități nutritive ca să putem să aducem rod. Acum asta aveți în vedere așa în tablou. Smochinul, pomul, dar și pe noi. Pentru că Domnul n-a vrut să vorbească pomilor aici. Să nu credeți că astăzi Dumnezeu a vorbit pomilor. Ne-a vorbit nouă credincioșilor. Dar haideți să avem așa
mergeam la, la lucrurile astea nutritive. În primul rând, ca smochinul să aibă, dacă vreți, rol. Domnul spune că se va ocupa personal. Să lăsăm pe Domnul să facă El ce va voi cu fiecare dintre noi. Să nu o luăm înaintea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Spune că îl va săpa de jur împrejur și va pune, auziți, gunoi la rădăcină. Și ce înseamnă gunoiul la rădăcină? Cuvântul în rădăcina inimii. Psalmul 119 cu versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să aduc rod. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta, spun. Dar primul lucru nutritiv, ca să putem să aducem rod în primul rând, avem nevoie de, de gunoiul acesta la rădăcină, dacă vreți, pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Săpătura s-a făcut, auziți? S-a făcut la nivel, la tulpină. Ca să poți să aduci rod, în afară de cuvântul lui Dumnezeu care să locuiască pe deplin în inimile noastre, noi trebuie să avem credință. Săpătura de la nivelul, dacă vreți, tulpinei, nu este altceva decât credință. Și dacă în 2007 n-am avut-o atât cât a voit Dumnezeu să o avem, vă rog ca Dumnezeu să ne mărească în anul 2018. Amin. Și în ultimul rând, o viață de pocăință. Amin. Nu putem aduce rod, de ce? Pentru că noi nu avem o viață de pocăință. A predicat-o Domnul Iisus Hristos. Asta a fost predica prima, dacă vreți, a lui Iisus Hristos. Pocăiți-vă, căci împărăția Tatălui meu este aproape. A predicat-o Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă. A predicat-o apostolii. Pocăiți-vă fiecare dintre voi, spune Petru. Și biserica aceasta, de când a luat ființă, n-a făcut altceva decât lucrul acesta l-a predicat. Pocăință. Ca să putem să avem rod în anul 2018, vă rog ca Dumnezeu să pună cantitate, cât știe El, nutritivă la fiecare rădăcină, la tulpină. Frații mei, cu asta chiar închei. Dumnezeu ne-a creat pentru ce? De ce să dăm trunchiul vieții noastre să ardă pe foc? Asta spune. Că orice mlădiță, spune Domnul, care nu este în trup, nu aduce rod, ce se întâmplă cu ea? E tăiată, uscată și aruncată în foc. Dumnezeu pe fiecare din locul acesta ne-a creat pentru ce? De ce să ardă, dacă vreți, tulpina, trunchiul vieții noastre? Și acum, ultima. Știți cine anulează decizia ca să nu fie tăiat? Nici stăpânul nu poate să mai să-și treacă peste cuvântul său. Că Dumnezeu nu socotește, în Exod 34, Dumnezeu nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Nu se anulează sentința, dacă vreți. Nici grădinarul nu poate anula sentința dacă la anul Dumnezeu va voi să ne tăiască, să ne taie. Și cine anulează? Smochinul. Cum? Făcând rol. Amin.